Peste 300 de copii s-au înscris la cursurile gratuite de limba engleză organizate de Primăria Municipiului Hunedoara în parteneriat cu Colegiul Economic Emanuel Gojdu și Voluntir România. La clubul de engleză, cei mici învață limba lui Shakespeare de la voluntari vorbitori nativi de limba engleză din Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. Avem peste 300 înregistrate. Deci... Ce îi învățați împreună cu voluntarii? Engleză, atât. Și dansuri și cântece am văzut. Și art și dans. Puțian am făcut. Începem imediat cu teatru în engleză. Ce mai învăț? Sport, un pic de sport afară. Comportament e cel mai important. Și curățenia după asta. Și mai mult. Am ales această activitate pentru vară, tocmai pentru că îmi plac copiii și poate în viitor voi fi profesoară, încă nu sunt sigură, dar îmi plac foarte mult și cred că educația este pe primele locuri. Cum se descurcă copilașii în limba engleză? Sunt foarte descurcăreți și prind foarte repede, rețin repede cuvintele, mai ales că metodele folosite sunt cele de educație informală, adică prin jocuri și desene. How it's like to be a volunteer? It's really wonderful. I love the children and it's been amazing. It's been hard, but it's been amazing. Cursurile de limba engleză se desfășoară la Colegiul Economic Emanuel Gojdu, iar micii învățăcei sunt foarte încântați. Foarte mult ce învățăm. Știi cum se zice la broască în engleză? Frog. Bravo. Și ce alte cuvinte ai mai învățat în engleză? Frog, dog, cat, atât. Îți place să vii la orele de engleză? Da. Am învățat caterpillar, Am văzut că ai și dansat și ai cântat da. În engleză. Îți place? Da. Clubul de engleză din Hunedoara va funcționa pe toată durata verii.